E ciudat să vin eu, profesor de matematică, să vă spun ce importantă este educația timpurie. Dar cred că trebuie subliniată de fiecare dată această importanță. Importanța pentru copil, pentru dezvoltarea acestuia, atât din punct de vedere fizic, din punct de vedere cognitiv, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere social, dar și importanța pentru societate. Și poate că acest lucru nu este suficient de des subliniat. Un laureat al premiului Nobel pentru economie a spus că dacă investești $1 în educația timpurie, el aduce ulterior $7. Nu știu ce investiție din lumea asta are o astfel de rată. Din păcate, deși este cunoscut și spus de mult acest lucru, el n-a avut consecințe directe asupra finanțării. Pentru societate însă sunt câteva implicații care se pot vedea foarte repede și care sunt documentate de studii. În primul rând e vorba de faptul că acel copil care a beneficiat de educație timpurie are în mod evident rezultate mai bune ulterior la școală. Rămâne mai mult timp în școală, dacă cumva era în pericol să o părăsească timpuriu, și performează mai bine. Aceste lucruri sunt documentate prin cercetări. Există de asemenea cercetări care arată că educația timpurie are impact și la găsirea unui loc de muncă. Au șanse mai mari să găsească un loc de muncă aceia care au participat de timpuriu la educație. Sigur, pentru că pe urmă au și rămas mai mult în educație și au ajuns la niveluri superioare. Aș spune mai încet, dar și asta se pare că e documentat, persoanele care merg la grădiniță și apoi la școală au șanse mai puțin să devină infractori. Contribuie la diminuarea ratei de infracționalitate. În educația timpurie se termină dezvoltarea creierului pe anumite componente, de exemplu pe cea senzorială, cam la 5 ani se consideră că e terminată. Dezvoltarea lingvistică se întâmplă în perioada școlarității. N-ai învățat o limbă până la 15 ani, n-ai șanse să mai înveți altele, mai departe. Toate lucrurile ar trebui regândite și pus un accent deosebit pe educația timpurie. Sigur că lucrurile acestea sunt cunoscute de specialiști în educație, dar poate ar trebui spuse mai des în evenimente publice și în atenția celor care finanțează educația și în atenția celor care decid în Parlament, dar asupra destinului educației.